Doi comercianți care vindeau țigări și alcool fără timbru în piața Iosefin au fost amendați de polițiștii locali cu câte 20.000 de lei, iar marfa a fost ridicată în vederea confiscării. Polițiștii locali din cadrul compartimentului Poliția Piețelor au desfășurat în urmă cu puțin timp o acțiune fulger în incinta pieței Iosefin, unde au fost depistați doi producători agricoli care comercializau pe lângă fructe și legume, țigări fără timbru și alcool, produse care parcă ar proveni din contrabandă, ne existând niciun fel de documente pentru a putea fi vândute și nici care să dovedească proveniența mărfii. Mai exact, la comercianții care vindeau produse de sezon precum lubeniță, roșii, ardei, au fost găsite 70 de pachete de țigări și 34 de sticle cu alcool fără timbru. În cazul celor doi s-a luat măsura sancționării cu amenzi de câte 20.000 de lei fiecare, dispunându-se totodată ridicarea mărfii ilicite în vederea confiscării.